Spuneți-mi cum ați descoperit pe prof online și de ce veniți zilnic cu copiii aici la meditații? Din nevoia de a vă ajuta pe fetița mea cea mare, în special. Ea nu înțelegea la școală. Problemele erau ca și temă pentru acasă, de nivel foarte ridicat, 7 stele. Atunci ea, neputând face tema, apela la mine. De multe ori reușeam să eu rezolv, dar la un moment dat am pierdut, nefiind profesor de matematică, pus că nu am răbdarea domnului profesor, nu am tactul pedagogic al domnului profesor. În disperarea mea am căutat pe internet, atunci așa l-am descoperit, când am mai aflat că e și din Bacău, cu atât mai mult m-am bucurat. După aceea, în mod întâmplător, l-am văzut la biserică pe domnul profesor, fiind fața mea la o slujbă de duminică, ortodox fiind. I-am zis, acela e proful online, acum te duci la el, la dumnealui, îl abordezi și începem pregătirile la matematică. Era clar că avea nevoie, nu înțelegea la școală, că e și vina ei, că e și vina profesorului. Pentru mine, important este ca copilul meu să înțeleagă și să învețe matematică, să știe. Nu știu dacă o să-i folosească în viață. Ea zice că se face notar, da? Și să numer bani, să-i adun, tot e important. Așa. Deci așa am ajuns să mergem la dumneavoastră acasă. Nu avea o sală de clasă. Eu apreciez tot ce face domnul profesor. Nu vrea să ne ia un ban. O face absolut gratuit. Sala asta de clasă înseamnă costuri. Domnul profesor le suportă din buzunar, nu știu de unde, nu mă întrebați că să vă povestească dumneavoastră mai târziu, de unde scoate bani, așa. Ce știu este că a scos olimpici pe bandă și nu îmi doresc ca copiii mei neapărat să fie olimpici, dar îmi doresc să știe matematică în așa fel încât să-și poată ajuta la rândul copiilor, adică să nu te faci pe alte vremuri. Ok, v-ați dori să existe profesori care să facă astfel de meditații la mai multe materii? Mi-aș dori ca ce se întâmplă aici să se întâmple la școală zi de zi. Mi-aș dori să sistemul de învățământ să fie transparent. Mi-aș dori să avem, adică să fim chemați la școală, nu să ni se spună copii aleargă pe holuri. Aleargă, că sunt mici. Nu le țin partea, că nu sunt sfinți, sunt copii. Dar mi-ar place să fim chemați la școală pentru că haideți să facem ceva, să venim să ridicăm nivelul, trebuie să facem ceva. Adică aici e o problemă. Problema niciodată nu suntem chemați la școală ca să ni se spună, domne, uite, e o problemă, copiii ăștia nu înțeleg. 80% din clasă nu înțelege la matematică. Nu. Nu înțeleg, să fie sănătoși. Eu am un examen la 8-a cu ea. Vreau să meargă la liceu, bun. Vreau să meargă spre facultatea pe care și-o dorește, nu o influențeze nici într-un fel. E foarte important pentru mine să știe matematică și să vorbească așa cum a început să vorbească. Ea îmi vorbește într-un limbaj matematic, îmi vorbește, adică înțelege, știe, chiar se supără pe mine dacă îi sugerez, dacă vin eu cu ideea. Vrea singură să facă asta, ceea ce nu se întâmpla acum un an și ceva. Adică eu chiar aveam probleme cu ea majore. Ați fi dispusă să plătiți astfel de ore suplimentar? Chiar da. Dacă, și știu, știți și alți părinți care ar fi dispus să facă asta? Toată lumea care vine aici, cred că ar fi dispusă să plătească. Pentru că toate prietenele mele, toți cei care mă înconjoară, își aduc copiii aici, pentru că, în primul rând, ideea e să vedem ce face acest profesor. Sunt fascinați. Cu toții sunt de acord să plătim, numai că domnul profesor nu și nu. Deci vrea gratuit, o face, e clar că o face din pasiune. Nu știu, și pasiunea asta, adică îl costă, dar noi apreciem și ne rugăm la Dumnezeu să-l țină. Vedeți, avem a 12-a, avem a 8-a, cei mici, așa, care niște puiuți, când îl văd pe domnul profesor să înțeleagă. Nu, Cristina? Da. Așa, e foarte important pentru noi să avem profesori așa. Și dacă și sistemul de învățământ ar fi transparent, și la școală s-ar întâmpla același lucru. Nu pot să spun că nu are Miruna, de exemplu, fetița mea de 7-a, profesori de la care înțelege, cum ar fi doamna profesoară de română. Un om extraordinar. Interesul nu e să venim la pregătire, interesul e copilul să înțeleagă de la clasă. Tot respectul pentru asemenea profesori. Dar sunt și profesori care înțelege bine, nu... Da, ziua trece, leafa merge. Da, nu vreau să fiu rea. Vreau doar să învețe copilul meu carte.
Asta e tot ce vreau. Spuneți-mi și cum vă numiți. Mihaela Chironda. Mulțumim!